Bun găsit, dragi copii! Așa cum v-am obișnuit, astăzi v-am pregătit o nouă poveste, o poveste intitulată Povestea lui Pavel Kneazul. Pe vremea lui Ștefan Vodă cel Mare au trăit mai mulți români de ispravă. Ei au săvârșit mari vitejii în lupta cu dușmanii. Unul dintre aceștia a fost Pavel Kneazul. El s-a născut și a copilărit în acea parte a țării noastre care se numește Banat, care pe atunci era stăpânit de regele Ungariei. Părintele lui Pavel era kneaz, adică un fel de judecător și conducător al mai multor sate. S-a bătut de multe ori cu turcii năvălitori, chiar în țara noastră. Turcii prădalnici l-au sărăcit, i-au ars casa, i-au luat vitele, așa că Pavel a copilărit muncind din greu. Munca l-a făcut și mai voinic. A ajuns un flăcău înalt și vânjos, cu brațe ca de oțel, mai puternic decât 10 bărbați la rând. Ca să aibă din ce trăi, s-a făcut morar și i-a rămas numele de kneaz. Se spunea la moară la Pavel Kneazul. Și toți din sat și satele din jur știau că avea atâta putere încât ridica piatra de moară și o purta ca pe o tavă de lemn. Odată s-au oprit la moara lui Pavel Kneazul doi capitani de-a lui Maitei Corvin, regele Ungariei. Le-a plăcut cum arăta moara. Era mare, bine orânduită, curată, iar măcinișul mărunt și plăcut mirositor. Dar mai ales i-au bucurat înfățișarea voinică a flăcăului. Au spus: morarule, nouă ni-i foame. Pavel le-a frământat la repezeală pâine din făină albă ca omătul și până să se coacă, a aruncat crâșnicul în gârla morii, a prins vreo 12 crăpceni și i-a presărat cu sare și i-a fript pe jăratec. Apoi, împreună cu pâinea caldă și cu o scăfiță de mujdei, i-a adus în fața oaspeților pe masa de scândură groasă. Bravo, morarule! Ești harnic, omenos și darnic. Te lăudăm și îți mulțumim pentru ospeție. Te rugăm însă să ne dai și câte o cană de apă rece. Îndată, a zis Pavel. Și într-un minut a și venit cu două căni pline cu apă, așezate pe o piatră de moară, pe care o purta ușurel, ca pe o tavă de aramă. Văzând atâta putere, cei doi s-au crucit. Măi, așa ceva nu s-a mai văzut. Pe urmă, după ce s-au vorbit între ei, l-au sfătuit: lasă moara în seama altcuiva, flăcăule, și hai cu noi la oștire, să luptăm împotriva turcilor, că de voinici ca tine are mare nevoie oștirea noastră. După ce a chibzuit bine, Pavel le-a urmat sfatul, mai cu seamă că avea el o răfuială veche cu acești dușmani prădalnici, în oștire s-a făcut repede cunoscut, prin îndrăzneala, puterea și vitejia lui. Despre isprăvile lui în luptă a auzit și regele Matei Corvin, care l-a chemat la dânsul și s-a minunat de înfățișarea și de purtările lui. L-a făcut capitan de oaste, iar el și-a adunat ostași, mai ales dintre românii din Banat și Transilvania. Când asupra țării a năvălit o mare armată turcească, Pavel Kneazul, cu oastea lui de români, i-a ieșit înainte la locul numit Câmpul Pâinii. Deși turcii erau de 5 ori mai mulți, Pavel nu a dat înapoi. Cu putere uriașă și cu două spade, în fiecare mână câte una, dușmanii care scăpau de sabia din dreapta cădeau răpuși de cea din stânga. Văzând atâta putere și îndemânare, turcii s-au îngrozit și au luat-o la fugă, ascunzându-se care pe unde putea. La sfârșitul acelei bătălii, ostașii lui Pavel Kneazul au încins un mare ospăț. Se zice că în toiul veseliei, Pavel ar fi jucat bătuta împovărat cu 3 turci. Pe unul îl ținea la subsoara stângă, pe altul la cea dreaptă, iar pe al treilea îl ținea în dinți. Foarte bucuros că are un oștean atât de strașnic, regele Matei Corvin l-a făcut voievod al Banatului și l-a socotit ca pe unul dintre cei mai vrednici și mai apropiați feșnici ai săi. Atât pentru astăzi, dragi copii, ne revedem săptămâna viitoare aici, la Căsuța cu Povești.